Scuzați, Marcel Ciolacu de la sediul PSD. La Parlamentul României, un proiect de lege pentru a opri risipa din bani publici. Am făcut-o tot noi, Partidul Social Democrat. Este vorba despre un proiect care modifică legea guvernanței corporative. Practic, vom decupla de la banul public toată clientela de partid, a Partidului Național Liberal și USR. Vom plafona indemnizațiile membrilor din consiliile de administrație. Cu alte cuvinte, nimeni nu va mai câștiga zeci de mii de euro doar făcând parte din aceste consilii de administrație. Vor fi plafonate la două salarii minime brute pe țară, deci o raportare nu la veniturile șefilor acestor companii, o raportare la veniturile românilor. De asemenea, în ceauri vor fi doar profesioniști, a căror pregătire și experiență au legătură cu domeniul de activitate a companiilor respective. Nu o să mai găsiți în viitoarele reprezentări în ceauri, chelneri, cioclii sau alți lipitori de afișe pe care au folosit Partidul Național Liberal sau USR în campaniile electorale. Am decis împreună cu colegii mei ca să susținem orice inițiativă cetățenească de convocarea unui referendum pentru demiterea primarului sectorului 1. Repet, orice inițiativă cetățenească, nu o inițiativă politică. Doamna Clotilde Armand a demonstrat că nu este în stare să-și exercite atribuțiile de primar. Bătaia de joc la adresa locuitorilor sectorului 1 trebuie să înceteze mai repede decât 4 ani cât ar avea mandatul doamna primar a sectorului 1. Înainte să se vaite de mafia din salubritate, doamna Clotilde Armand ar trebui să facă o vizită prin sectorul 3 sau prin sectorul 4 și să vadă cum arată acolo tot serviciul local, cum nu există gropi, nu există gunoaie și cum în continuare parcurile arată la un standard european. De asemenea, mâine vom depune moțiunea simplă împotriva domnului ministru Ghinea și să fim foarte clari pe PNRR. Avem niște întrebări la domnul ministru Ghinea, de aceea avem un program național făcut de firmele de consultanță, încălcând legile din România. De ce prioritate de sute de milioane de euro au o destinație cu dedicație? De ce avem 0 euro pentru irigații în condițiile în care țări precum Bulgaria, Ungaria și Polonia au obținut fonduri pentru irigații? De ce firmele românești nu primesc niciun euro prin Programul Național de Redresare și Reziliență la capitolul granturi? Da, așadar, lucruri cunoscute oarecum, o moțiune